Mergem să-i facem lui mami o surpriză. Îmi dau lacrimi. Păi m-a pus să aștept jumătate de oră aici. Copil prea curând? Ce nu e regulă? Păi cum să fim din... Să fim din film? Ce o surpriză. Mi-a zis să mă îmbrac frumos, mă duc la mall. Dar de fapt, acum a ieșit afară și mă ține în casă. Și zice, stai că mă duc să iau ceva de la mașină. Și noi stăm în casă și așteptăm să mergem la mall, nu e la? Da. Și eram pe Instagram și eram cu urechile de ham-ham. Stai, uleac, să vedem ce face tati. Să vedem, cred că ne face o surpriză. Îl așteptăm. A ieșit de jumătate de oră afară și nu vine. Mergem să-i facem lui mami o surpriză. Că vine Bebelina numărul 2. O să vină asta. Să se sperie, da? Să nu se sperie. Ela, prinde lumina, prinde lumina. Așa, și acum. Și acum bate la ușă, bate la ușă. Că vine. Ce bău! Ce faci, mămicile? Filmează ea? Surpriză! Am simțit că este o surpriză! Surpriză! Ce mămici, mă! Îmi dau lacrimi! Păi m-a pus să aștept jumătate de oră aici! Da, așa am simțit că e surpriză! Hai simți. Hai că nu mă duce așa, știu să ce-și mă pune să aștept. Hai să mă duce așa. Deci e baby shower? Da! Ceea ce n-am avut niciodată. Eu, s-a ascuns, ia uite! Unde e Ela? A văzut-o cineva pe Ela? Da! Fiora! Deci, Miruna mai are o săptămână. Una. Și eu mai am două. Asta e țuguiată. E țuguiată? Da. Eu nu, noi chiar ne credem sexy, dar de fapt nu suntem, dar ne ce face la? Nu sunt de dragul, ce face? Câte chile ai luat? Cum să spune, am început să nu mă mai cântăresc. Am luat 10. Abia apoi am început să mai cântăresc. Eu de pe la 5 nu am mai cântăresc. Ce faci, tati? Am pierdut copilul. Am pierdut copilul, unde-i copilul? Baronul. Îți plac baloanele? Stardozer! Ce tare! Ia uite ce scrie! Ce frumos! Ela, uite, s-a pus bebe jos. Stai lângă bebe și iată-te. Ce drăguță. Da. Deci, când o să vină bebe Clara, o să-i placă ele. Că se joace cu ea, sper. Așa, deci, sunt singura care nu sunt singura are care nu sunt nici gravidă, nici mămică. Da, da, da. Și sunt copleșită de aceste discuții. Și în spatele nostru se urește lăptuțe și de alătare. Doar despre lăptuțe alăptate, lăptic, tu cum i-ai dat să mănânce, tu cum i-ai dat să bea. Constipație. Toate, mai avem în trupă care n-au copii, vreo două, trei. Elena. Ei, alea alte sunt mici. Alea sunt prea mici. Alea nu se pun, sunt surorile noastre mici. Da, în rest iau. Și Jica de 12 ani. 16 ani, 16 ani. Și Miruna este de... De 10 ani. Zicem că a dansat și Emma un pic a dansat. Doi ani a dansat. Dar acum nu, acum e stilista mea, ea mă îmbracă. Datorită ei arăt atât de bine și sunt pusă tot timpul la bine îmbrăcate. Ia! Da? Datorită ei. A venit săptămâna trecută, n-am făcut vlog, mi-a fost rușine. Și mi-a făcut... Nu mai zice că ți-e rușine niciodată, tu mai ne-a învățat. Mi-a fost rușine să fac vlog, a venit și mi-a aruncat jumătate de dulap. Din nou, adică face asta de 2-3 ori pe an.
Adică eu mai îmi cumpăr, mai îmi cumpăr. Și eu încă mă arunc aragă, vă vine să crezi. Da, și a venit, mi-a aruncat jumătate de dulap. Ca o babă de aia care ține tot. Că are impresia, am impresia că dacă le țin am haine, dar de fapt ea vine și zice: n-ai haine, uite, ba da, am, nu, uite, astea nu le aruncăm. Acum da, intri în 39. Și oricând ți se poate rupe apa. Adică putem să naștem și acum. Acum, acum. Ești pregătită? Nu. Ești pregătită? Zi-mi fricile tale. În primul rând, nașterea naturală. Ai emoții? Noi vorbim și o și nu vin mă. N-am, mă mobilizez și mă mă autoeduc să nu am emoții, că habar n-am ce o să mă aștepte. Și noaptea doar? Ai să-mi mi-am adus să deci nu, el dansează noaptea, ziua asta cu minte și noaptea dansează, deci o să fie artist, clar. Și-o petre și-o. Da. Dar te-ai găsut vreau să facă muzică. Muzicianul nu au venit, adică înțelege, dar nu-ți ceva acolo, rockstar. Rockstar, dar românia nu se fac bani. Dar măcar să-l placă fete. A venit și Petrișor, singurul băiat. Petrișor! Petrișor a venit! A venit Petrișor! La baby shower! La baby shower! Și avem mâncare? Ceva mai care cu mâna goală. Pentru ce să vin să mănânc, să beau, să mă simt bine? Gata, hai! Petrișor, pupă-mă, stai! Hai, că nu ne-a fost de mult. Așa ne îmbrățișăm când ai burtă. Petrișor! Pișor, pișor! Pișor, pișor! A venit Pișor, a venit Pișor. Cum îi zici lui Petrișor? Cum îi zici? Pișor? Cine a venit de la? Cine a venit? Pentru că caută. Pișor. Caută-l pe Pișor. Unde e Pișor? E la baie, ia du-te și bate la ușă. E la baie, e la baie. Zi, Pișor, ce faci aici? Vino și pupă-mă. Ai mai fost la vreun baby shower până acum, Petrișor? Ceva nu e regulă. Ce nu e regulă? Păi cum, să fim din... Să fim din film? În ce lună ești, Petrișor? Cum te simți la baby shower? Sunt de mil pe bune. Păi, cu fetele, ca între fete. Bă, adevărul e că eu n-am apă caldă. Ai venit să te speli la mami? Și mă gândeam că dacă tot e baby shower, ce băiță. Petricică. Doamne, ce e aici, doamne. Și pe pariu că Andrei a lăsat... Nu știu, poate zice ceva acolo. Da. Of course. Da. Hai să zicem ceva. Uite, 100.000 de ore. Da. Hai să spun ceva. Mai, sunt însărcinată, nu revin curând. Ce faci, Gili? Nu ești la club. Yeah. Mie-mi place pe scenă la înălțime. Așa e la baby shower? Da. Deci ceva nu e în regulă. Pe ce le poți să faci tu ceva, Petre? Păi tocmai. El la tine acasă fără să facă coreografie, n-a venit. Niciodată. Mamă, da, doar să stea. Hai, coreografie. Băi, dacă tot am venit, nu facem o repetiție? Că avem trebuie să schimbăm nou show-ul acum. Pe ca să nu mai chemi... Bă, da, și intru și-o într-un băiat. Vezi, Andrei, acum am venit noi de bunăvoie la repetiție. Ce trupă. Am o partener de dans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pirul de ce mâncați? Trebuia tu să pomenești de ce? Eu n-am mă atins de nimic. Dar mănâncă că... Da, uite, ce are mâna, ce ai mâna? Nimic. De unde ați luat-o? Păi, eu? De unde ai luat-o? Ah, uite, Petru, uite. Dar mănâncă, de ce? Că nu mănâncă nimeni. Da, exact. Dar nu știu unde ați luat-o. Mănâncă, uite, pulpurita, e dreptul tău. A stat aici cineva. Nu știam că e... Nici nu știai. Eu am adus-o. Petrișor a făcut-o. Ai, serios? Mie, da, mi-a făcut-o George ca să-ți aduc ție. A, nu, era frigidera asta. A făcut-o George. Da, e nu foarte bună. Așa, deci acum câțiva ani când ne întâlneam, vorbeam despre bărbați, sex, despre cum ne înșeală, nu ne înșeală, ne mint, ne alea, ne nu știu ce. Acum au trecut toate astea, acum avem bărbați soți, da, și avem acolo. Și vorbim despre Pampers, despre diabet gestațional, despre cum adormim copiii noaptea, despre de câte ori facem pipi în sarcină, Miruna.
Deci dacă mi-ar fi și mai acum câțiva ani că asta o să fac și o să discut numai despre copii și pampers și lăptic, n-aș fi crezut. Și la un moment dat obosim să discutăm despre lucrul ăsta și se lasă liniște. Da. Vrei să dansezi cu Petrișor? Vrei să punem piesa și să dansezi cu Petrișor? Pune piesa. Face prize! Face prize! Te-a obosit baby shower-ul? Te-a obosit? Doamne! Atâtea femei, atâtea burți, atâtea discuții de pamper și gravide? N-ai cum așa ceva. N-ai cum, mă? Copil, prea curând? M-a luat lenea că a mâncat! Aoleu! Gata, plecați? Foarte să mă despre. Plecați? Păi am mâncat, am băut. Vă mulțumesc că ați venit. Am dansat. Îți place de Petrișor? Da. Da, să mă lase în pace. Mulțumesc că ați venit. Sper să ți se rupă apa ziua, nu noaptea. Doamne, ajută. Mai vine. Toți bărbații au frică asta, să nu fie noaptea. Sunt foarte fericită pentru că eu n-am avut baby shower la Ela și n-a știam că doar prin Americi, prin alte țări se fac așa baby shower. Și sunt fericită că mi-a făcut surpriză. M-au surprins și au venit și am vorbit despre pampers și copii, celulită și... Cârcei. Cârcei și cârcei, cârcei noaptea, da. Miruna, ți se pun cârcei noaptea? Du. Deci acum ne vedem când naștem Miruna. Aceasta mi-e aceeași părere. Ne vedem la calitate de mămici. Next time. Uiere două mă referează. Bye! Bye! Uite ce spune lepata de la ușa. Simțit, iubire, că faci, că-mi porci ceva. Da, de ce? Că am făcut curat. Păi ca să-ți spun așa, pentru că ai făcut ordine, ai făcut curat, după aia mi-ai zis să-mi iau ceva roz. Și după aceea ai plecat la mașină și ai stat prea mult la mașină, de fapt tu îi așteptai pe ei. Și m-am prins cu un mol.